Bună ziua, dragi concetățeni, stimați prieteni, vă salut pe toți în această dimineață și vă mulțumesc că ne sunteți alături. Vin în fața dumneavoastră în calitate de candidat al Partidului Democrat pentru funcția de ministru al apărării. Suntem aici pentru că tocmai acum, în această perioadă, oamenii au posibilitatea de a alege viitorul Parlament, dar mai ales de a face diferența între cei pregătiți, cu experiență, care au rămas să asigure un alt fel de viitor țării noastre și cei care nu au guvernat niciodată și nici nu sunt atât de pregătiți să o facă. Cred că sunteți de acord că în ultimul an pandemia ne-a determinat să cugetăm altfel, să dăm prioritate unor lucruri cu adevărat importante, iar siguranța noastră a copiilor și părinților noștri este o prioritate. Ori, în această perioadă complicată, am trecut cu toții prin momente destul de dificile, pierzând oameni dragi și valoroși, atât pentru familiile noastre, cât și pentru țara noastră în general. Noi, echipa Partidului Democrat, considerăm că orice scrutin electoral vine tocmai pentru a prezenta cetățenilor planul fiecarei echipe, ideile care ar veni să îmbunătățească traiul oamenilor, calitatea vieții și securitatea fiecărui om care locuiește sau vizitează țara noastră fiind o prioritate. Noi, Partidul Democrat, credem că fiecare candidat la funcție de deputat în Parlamentul Republicii Moldova sau candidat la o funcție publică trebuie să vină acum în fața dumneavoastră a cetățenilor cu planul său de idei, constructive, soluții la problemele dumneavoastră și răspunsuri la toate întrebările care vă frământă de ceva vreme. E un lucru absolut normal de altfel, pentru că fiecare dintre noi, cetățenii acestei țări, ne dorim să trăim într-o țară sigură, prosperă, în care să ne simțim cu adevărat în siguranță. Cu lipsă de modestie trebuie să remarcăm că Partidul Democrat de Moldova este unicul partid care nu a așteptat campania electorală, ci a venit în fața dumneavoastră cu un plan de țară, un plan care oferă o viziune clară asupra dezvoltării Republicii Moldova în perioada post-electorală, atunci când după 11 iulie fiecare de dumneavoastră veți aștepta ca lucrurile să se miște și problemele dumneavoastră să fie auzite și soluționate neîntârziat. Vorbind despre planul de țară Moldova altfel, avem în față o țară în care toți concetățenii noștri plecați peste hotare să poată reveni acasă, la familiilor să aibă posibilitatea de a le oferi copiilor un viitor frumos. Cei din diaspora să revină pentru a investi bani și resurse în economia țării, fără frică, într-un mediu de siguranță. O Moldova altfel înseamnă siguranță în ziua de mâine, infrastructură dezvoltată, servicii medicale de calitate, educație înaltă pentru copii, etc. Mă aflu în fața dumneavoastră pentru a vorbi despre aceste lucruri, nu doar din vorbe, ci din fapte și din experiența mea acumulată în calitate de ex-ministru al apărării. Un mandat scurt, un mandat care a coincis exact cu perioada pandemică, dar destul de productiv și cu posibilitatea de a ajuta comunitatea în momente grele. Dintotdeauna, securitatea statului și siguranța cetățeanului au constituit pilonii de bază, piloni fără de care nicio țară nu poate evolua, dar mai ales să-și păstreze independența și integritatea. Țara noastră nu este de vânzare, nu a fost și nu va fi niciodată, noi nu vom permite acest lucru. Voi număra aici câteva realizări importante pe care le-am obținut în timpul mandatului meu de ministrul apărării, pentru unii cunoscute, iar pentru alții încă nu. După cum știți cu toții, am deținut funcția de ministru al apărării într-o perioadă nu tocmai ușoară, un timp mai dificil, când coronavirusul a început a face ravagii în întreaga lume. Dar tocmai în aceste momente, Armata Națională a avut prilejul de a fi alături de cetățeni, de a le inspira oamenilor încredere în militari. Am fost alături de polițiști și carabinieri în stradă, acolo unde a fost nevoie de militari. Armata menținându-se în top 3 instituții cu cea mai mare încredere din partea cetățenilor. Peste 2000 de medici au fost transportați de militarii noștri acasă sau la serviciu atunci când transportul public nu funcționa. Sute de militari au participat la lucrările de amenajare a centrului de triere anti-Covid, amplasat pe spațiul Mall de Expo din municipiul Chișinău. La fel, militarii au fost implicați în misiuni de patrulare pe jos în municipiile Chișinău, Bălți, Cahul,
dar și la posturile fixe din localitățile aflate în carantină de la nordul țării și alte raioane Republicii Moldova. Geniștii Armatei Naționale au identificat și distrus peste 2000 de substanțe explozive pe întreg teritoriul țării, iar asta se egalează cu mii de vieți salvate și mai multă siguranță oferită comunităților și cetățenilor noștri. Zeci de militari au donat plasmă, iar alții în jur de 500 au donat sânge. Chiar de ziua armatei am fost și eu personal alături de camarazii mei, am lansat acțiunea cu generul de ziua Armatei Naționale, militarii salvează vieți. Am donat sânge și plasmă pentru a salva vieți omenești. Spitalul militar a primit mii de pacienți cu simptome specifice noului coronavirus, dar au și reacționat la alte cerințe în condiții de pandemie. În această perioadă am întreprins vizite în toate unitățile militare din țară. Pot să declar că nu am fost ministru care a stat în birou, ci am mers aproape zilnic în teritoriu printre militari alături de camarazii mei pentru a monitoriza personal situația. Am mers în unități să mă convinc că militarii în termen, în special, sunt în siguranță, pentru că înțelegeam că părinților le este pasă în acea perioadă de pandemie de copiilor. În contextul situației epidemiologice din țară, am decis să-i ajutăm și pe cei mai vulnerabili, veteranii și văduvele de război. Astfel am lăsat linia telefonică Veteran, la care aceștia ne-au contactat pentru a ne informa despre problemele care se confruntă. De la lansarea acestei linii au parvenit sute de solicitări la care s-a reacționat operativ, reușind să fie soluționate în cel mai scurt timp posibil problemele invocate în timpul discuțiilor pe linia fierbinte. Grație suportului oferit din partea ambasadelor Statelor Unite ale Americii, Marii Britanii, României și altor parteneri de dezvoltare, am reușit să oferim mai multă siguranță și protecție efectivă Armatei Naționale prin a primi donații de echipament medical în condiții de pandemie. Am beneficiat de un suport fără precedent din partea României, frații noștri de peste Prut. Pe această cale le transmit mulțumiri repetate. În pofida situației epidemiologice din țară, pentru Ministerul Apărării și pentru mine personal, documentele de politici și proiectele inițiate de predecesorii mei, împreună cu partenerii noștri străini, au constituit o prioritate. Una dintre cele mai mari realizări în acest sens a fost aprobarea planului de dezvoltare a capabilităților militare pe termen lung 2020-2030, un document strategic important pentru dezvoltarea Armatei Naționale, la care echipa Ministerului a muncit foarte mult și mă bucur că într-un final am reușit să obținem acceptul instituțiilor de resort. Ca rezultat am aprobat o serie de acțiuni pentru anul 2021, direcționate spre dezvoltarea Armatei Naționale în contextul implementării inițiativii de consolidare a capacității de apărare, ori de CBI, cum se obișnuiește să se numească în rândul Armatei Naționale. Totodată, în cadrul implementării rezoluției ONU 1325, Femeie, Pace și Securitate, precum și consolidarea integrității în sectorul de apărare, am reușit să organizăm împreună cu, în premieră pentru Ministerul Apărării, Conferința Internațională Științifică Practică Femeie, Pace și Securitate, dedicată cele de 20 aniversări a rezoluției 1325, în care în regim online am adunat 14 țări participante. Voi menționa că tot în această perioadă primul ofițer moldovean a fost admis la Colegiul Forțelor Aeriene Regale Britanice Cromwell, al Regatului Unit și al Marii Britanii și Irlandei de Nord, și o studentă a fost admisă la Academia Forțelor Aeriene din Colorado, Statele Unite ale Americii. Alți studenți, fiind încadrați în Academiile Militare din România și alte țări cu care avem acorduri de cooperare. În toată această perioadă, instituția de apărare a fost nu doar în apărarea țării, ci mai degrabă în suportul cetățenilor. Grija față de securitatea și siguranța oamenilor a constituit o prioritate pentru mine, dar și pentru echipa pe care o reprezint. Sunt încrezător că efortul nostru a fost resimțit de oameni și de aceea consider că planul de țară al Partidului Democrat, Moldova altfel, ne va permite să realizăm toate obiectivele propuse, printre care sunt următoarele. Modernizarea armatei în dependență de riscurile și amenințările regionale și internaționale, unitățile militare ale Armatei Naționale vor fi eficientizate,
optimizate, dar și redislocate după caz. Aici am în vedere, să fac un exemplu, ar fi regimentul de artilerie din Hunghen, ar fi cazul să-l redislocăm. Vom extinde colaborarea cu Alianța Nord-Atlantică și vom pleda pentru includerea Republicii Moldova în diferite inițiative și programe NATO. De comun cu partenerii strategici vom dezvolta securitatea cibernetică la nivel național, regional și internațional. Vom dezvolta educația patriotică și culturală de apărare prin educație formală. Se vor elabora programe care vor deveni eficiente în promovarea imaginii armatei naționale. Vom interveni cu inițiative legislative pentru a egala o zi de deplasare a militarilor moldoveni în misiuni de pacificare cu două zile lucrătoare în stadiul al lor de lucru. Vom evalua toate terenurile Ministerului Apărării și vom propune un concept al fondului locativ, astfel încât toți militarii să fie cu apartamente de serviciu asigurați. Avansarea în cariera militarilor va fi doar pe criterii de meritocrație, criterii care vor fi instituționalizate și nici într-un caz nu se vor baza pe criterii politice. Vom delega militarii noștri la cele mai bune școli de instruire din Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii și alte țări cu care avem parteneriat. Vom intensifica participarea militarilor în misiuni de menținere a păcii, trecerea la sistemul mixt de completare efectivul Armatei Naționale la cel de serviciu prin contract. Vom dezvolta strategia națională de apărare. Or, apărarea Republicii Moldova este un domeniu fundamental și distinct al securității naționale, cu impact direct asupra intereselor naționale și dezvoltare politice, economice și sociale a statului. La nivel național, ne asumăm dezvoltarea programului Armata Profesionistă, profesionalizarea care presupune transformări profunde la nivelul organizării, dotării cu echipament, armament și tehnică modernă. Vom dezvolta sistemul de învățământ militar. În comun cu alte instituții ale statului și experți internaționali, ne propunem să definitivăm planul NATO de implementare al fazei 2 DCBI pentru Republica Moldova, care presupune asistență, inclusiv tehnică oferită țării noastre, reieșind din necesitățile de apărare identificate în baza planului de dezvoltare a Armatei Naționale pe termen lung. Vom implementa la nivel național concepția de comunicare strategică pe domeniul de securitate și apărare, care va asigura informarea societății civile cu mesaje sincronizate de către toate autoritățile publice ale statului. Și cel mai important, vom dezvolta controlul civil-democratic al forțelor armate prin transparență și accesul la informație al Ministerului Apărării. Cu încredere vin să declar că armata, pe lângă misiunea de bază pe care o are de a apăra țara, este mereu pregătită și gata de a-și ajuta poporul, mai ales atunci când vorbim de calamități, dezastre naturale sau pandemii. Stimați concetățeni, noi, echipa Partidului Democrat, știm ce vrem, știm ce facem și putem să facem. Suntem o echipă profesionistă, pregătită de a continua munca în folosul cetățenilor noștri. Sunt sigur că asta vă doriți și dumneavoastră. Rezultate, fapte concrete, rezolvarea neîntârziată a tuturor problemelor dumneavoastră. Vă îndemn ca la 11 iulie să vă amintiți că Partidul Democrat din Republica Moldova dispune de un plan de țară prin care Moldova să devină altfel. O țară în care noi toți, împreună cu dumneavoastră, să ne simțim în siguranță și bunăstare. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor un început de vară cât mai reușit.